Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Neamț a scos în săptămâna 37 octombrie mai multe locuri de muncă decât săptămâna trecută, anunțate de agenții economici din municipiu și comunele învecinate. Pentru facilitarea ocupării unui job se va organiza luna aceasta și o bursă a locurilor de muncă pentru absolvenți, dar la această bursă se pot prezenta și alte persoane care caută un loc de muncă. Pentru această săptămână, agenții economici au comunicat la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă un număr de 255 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe, adică 80 de locuri de muncă, sunt în domeniul comerțului și a serviciilor, urmate de industrie și apoi de construcții și agricultură. Se observă în această săptămână o creștere a locurilor de muncă vacante anunțate de agenții economici comparativ cu săptămâna anterioară. Trebuie să menționez faptul că în data de 20 octombrie Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Deși această acțiune este dedicată doar absolvenților, poate să participe orice persoană care dorește să își caute un loc de muncă. La nivelul întregului județ au fost scoase la concurs un număr de 561 de locuri de muncă, din care 232 la Piatra Neamț, 255 la Roman și 74 la Târgu Neamț. Cei interesați de unul din locurile de muncă vacante din această săptămână trebuie să contacteze agenția locală din strada Olteniei numărul 23-25, persoană de contact Cătălina Orsărescu.